Bună seara și bun găsit la subiectul zilei. Ne propunem să vorbim astăzi despre sport și despre ce înseamnă basketul în Arad. Am și intitulat emisiunea de astăzi Basket, basket, basket și trei semne de exclamare. Avem alături de noi în această seară pe Bartiș Andraș, manager ABL. Bună seara! Bună seara! Avem și pe István Székely, jucător și oficial în ABL. Mi-a spus că partea cu jucătorul putem să omitem. Da. Bună seara! Bună seara! Și l-avem pe Bobrovski Zsigmond de la Best Basket. Bună seara! Bună seara! Domnilor, ne întâlnim aici să discutăm despre un sport care nu este foarte, eu știu, mediatizat. Nu este destul mediatizat pentru meritele pe care le are. Avem și echipă de basket desființată, mai avem o echipă de basket care funcționează foarte greu, este vorba despre ICIM. Și avem grupări care, iată, devin tot mai puternice. Să vorbim în primul rând cu Bartiș Andraș despre câteva repere istorice ale ABL și mai apoi să mergem la ce înseamnă acest campionat de juniori. Așadar, câteva repere din trecut ca să facem o introducere. Despre campionatul ABLA, cum l-am denumit noi, ea există de 10 ani. Anul ăsta aniversăm 10 ani de existență a campionatului și în momentul de față, în campionat, în total, sunt 30 de echipe. Acum 10 am început cu 7 echipe și iată, acum am ajuns la 30 de echipe. Sunt 3 divizii de seniori și anul acesta am înființat și un campionat separat pentru jucătorii juniori. Inițial am dorit să facem o divizie de junior regional, dar după cum se vede sau cum e astăzi, ea a devenit un campionat internațional de juniori, pentru că în campionat s-au înscris și echipe din Ungaria. Astfel este un campionat format din 10 echipe, atât din Arad, Timișoara, Deva și din Ungaria, din Bekeș și Hodnezővásárhely. Înainte să mergem la aspectul organizatorice și la cât de dificil este să organizezi un astfel de eveniment, o să merg la Székely István și îl întreb despre activitatea în ABLA, ce s-a întâmplat, cum ai ajuns la ABLA, ce faci tu acum acolo. Acum am ajuns să stau mai mult cu organizatorii. Am început ca și jucător din primul sezon al campionatului. După aia am făcut un repaus, am făcut o pauză și am revenit și atunci mai mult ca și organizator. De anul ăsta am reînceput iarăși să joc, dar cu echipierii mei mă rogă să nu continui. Așa, anul ăsta sunt mai mult implicat în divizia de juniori, unde m-am chinuit mult să fac un program funcțional pentru meciuri, programul fiind altfel decât în mod normal la seniori. La juniori jucăm turnee. Turneele sunt fiecare câte un weekend și sâmbătă vin 4-5 echipe și duminică restul echipelor. Să încercăm să facem să nu călătorească copiii prea mult. Am înțeles. Best Basket Arad, Bobrovski Zsigmond, este un pic greu să pronunțăm, îmi cer scuze. Ce se întâmplă în acest campionat, dar mai întâi de toate, ce înseamnă pentru tine Best Basket și mai apoi participarea la acest eveniment? Deci, Basket Club Best a luat ființă acum 3 ani și puțin. Inițial am avut 5 membri fondatori, momentan au rămas doar 4. Toți foști sportivi de performanță. A pornit ca o necesitate, eu cel puțin așa am văzut lucrurile, pentru că nivelul basketului a coborât foarte mult la nivel de juniori, foarte mult. Deci, comparativ cu școli sportive sau nu vreau să vorbesc despre ce este peste hotare, nivelul în Arad la copii este jos. Deci am pornit acest club cu Sorin Smeu, fost jucător la Vest Petrom, Kinga Smeu, fost scrimeră, și Bobrovski Brunhilde, care a fost handbalistă de lot național. Nucleul membrilor fondatori și-a dorit în special să pornim de la copii, pentru că este foarte ușor să pornești cu gânduri mari că faci o echipă de seniori,
dar nu poți să ai o echipă reală de seniori dacă copiii pe care i-ai crescut tu nu sunt acolo în echipa asta. Deci, în ăștia 3 ani de zile pot să spun că copiii au evoluat bine. Am pornit cu o singură grupă, acum avem 5 grupe de vârste diferite. Grupa 97-98 născută momentan, am înscris-o în toamnă în campionatul ABL, deci participă sub denumirea Best ABL Arad. Până în momentul de față se comportă deosebit de bine, surprinzător de bine chiar. Și participarea a venit ca o dorință de a îi căli un pic și a vedea cum stau lucrurile în viața reală, pentru că nu e același lucru să ai meciul de antrenament sau să participi la un campionat organizat. Apropo de tineret, de copii și de generațiile viitoare, Bartiș Andraș, te întreb despre ce înseamnă interesul pentru basket al tinerilor în zilele noastre. Care este feedback-ul pe care îl primiți în momentul în care copiii vin, se întorc spre voi? Ce observați voi? Aș dori un pic să vorbesc despre faptul de ce a luat ființă acest campionat, după care o să zic și despre feedback-ul respectiv. De ce a luat ființă campionatul de junior? Pentru că am observat noi cu conducerea ABLA că pur și simplu nu mai apar jucători noi, tineri, în acest campionat. De ani de zile organizăm acest campionat și tot aceiași jucători apar în campionat. Și din acest motiv am considerat că s-ar putea că ar fi benefică pentru oraș și pentru regiune acest campionat. Totodată am purtat discuții cu diferite cluburi, cum este clubul Bobrovski Jiga, despre faptul dacă e necesar un astfel de campionat. Și după feedback-ul lor, după feedback-ul mai multor cluburi din alte orașe, am hotărât să pornim acest campionat. Copiii din campionat zic că se simt foarte bine și pot să vă zic că ei sunt cei mai interesați despre statistici și coșuri marcate, filmări de pe diferite meciuri. Cred că sunt bucuroși că joacă în acest campionat. Apropo de aceste statistici, despre site-ul pe care l-ați făcut, Istvan Seche, te rog să ne spui câteva cuvinte despre ce înseamnă aceste statistici, cum evoluează aceste statistici peste timp. La începutul campionatului, statistica a fost una foarte nediversificată. S-a ținut cont numai de punctele marcate, de aruncările de 3 puncte reușite și cam asta a fost, punctele pe meci. După 2-3 sezoane, ne-am gândit să ținem statistica și recuperărilor și a paselor decisive. În urmă cu vreo 4 sau 5 ani s-a organizat la Arad un turneu de calificare la nivel de junior de feminin și atunci echipa organizatorică de acolo s-a gândit să ceară ajutorul campionatului nostru, ABL-ul, și ne-a dat programul folosit de FIBA cu care se țin statisticile în meciurile oficiale, naționale. De atunci folosim programul respectiv și la noi în campionat. Așa. Și este un lucru foarte bun, arată și aruncările ratate și mult mai multe lucruri se pot ține astfel. Practic, deci, se poate face un istoric al jucătorului. Dacă este cineva interesat de un anume talent, să-l recruteze de acolo. Absolut, absolut. Arată și aruncările ratate, aruncările reușite, de unde s-a reușit. Se poate scoate o foaie cu ce s-a întâmplat în meci și practic ne putem vizualiza tot meciul. Astfel, cum a evoluat scorul și situația de pe teren. Acum eu vă vând un pont. Astăzi, într-o conferință de presă, a fost vorba, într-o conferință de presă susținută de Primăria Municipiului Arad și de primarul municipiului, a fost vorba despre mai multe vizite la cluburi sportive a unor copii care provin din școli până în liceu și cărora li s-au suplimentat
orele de sport și care vor trebui să meargă sau vor putea să meargă spre cluburi sportive, dacă aveți deschidere spre asemenea acțiuni și dacă vă interesează să intrați și voi în acest circuit al cluburilor vizitate de tinerii interesați. O să vorbim pe rând, acum încep cu Zsigmond Bobrovski. Deci interesați suntem tot timpul de copii noi. De fapt, eu consider că baza și cel mai important lucru este să ai masă, să ai o masă mare de copii. Deci, neavând o masă mare de copii, foarte greu apare vârful pe care ți-l dorești. Este un proces de durată. Cel mai important este să vină copii tineri. Copilul de 15-16 ani care vine spre basket pentru că s-a plictisit de fotbal, este greu de prelucrat. Este greu de prelucrat. Un copil care vine la 6-7 ani, 8 ani de zile, este cu totul altceva. Altfel lucrez cu el, este ca și plastelina, ca și cum te-ai juca cu plastelina. De aia suntem deschiși pentru generațiile noi. Noi chiar avem o grupă de inițiere de 6-7-8 ani. Sunt aproape 20 de copii. Ei vin, sunt foarte deschiși și entuziaști la fiecare antrenament. Lucrul ăsta ne bucură și sperăm ca în viitorul care noi îl vedem un pic mai roz să iasă la iveală dintre ei elementele de vârf pe care ni le dorim la echipă. Am înțeles. Mergem și spre ABLA, dar între timp aș ruga regia să difuzăm imagini de la junior, mai apoi de la seniori, pentru că avem niște imagini care sublinează activitatea desfășurată acolo. Care este deschiderea ABLA pentru tinerii care sunt interesați de basket? Cum încercați voi să îi ajutați, să îi îndrumați și mai ales cum ați dori să intrați în acest circuit al cluburilor sportive vizitate de către tinerii aduși prin intermediul primăriei? În primul rând, consider că ar fi un lucru foarte bun și benefic pentru oraș și pentru cluburile sportive această inițiativă a primăriei. Consider că până acum, la nivel de junior, nu prea s-a făcut mult lucru în Arad și, cum am observat de-a lungul anilor, de când activăm în ABLA, fără o susținere masivă sau cât de cât puternică a primăriei, greu poți să faci un campionat care să evolueze de la an la an. Campionatul nostru supraviețuiește în fiecare an și încercăm din răsputeri să facem lucruri noi și bine făcute, doar că fondurile noastre sunt foarte limitate în acest sens. Practic, campionatul trăiește din fondurile primite de la jucători, pe care efectiv le cheltuim 100% pentru beneficiul lor, atât pentru sală, chirie, arbitri, cadouri sau premii la sfârșitul campionatului. Eu zic că fără o astfel de susținere, Aradul în viitor nu ar putea să aibă o echipă de basket cât de cât bună, de exemplu, în divizia B, pentru că, vedeți, în campionatul nostru, în momentul de față, activează în jur de 300 de jucători seniori și vreo 150 de copii juniori, să zicem. Dacă ar fi ocazia, mâine am putea să înființăm o echipă de divizia B și să selectăm din acești 300 de jucători, 10 jucători foarte buni, care ar putea să evolueze cu rezultate foarte bune în acest campionat, fără chiar aproape nicio investiție. Apropo, cum reușiți să motivați acești tineri? Aveți un sistem prin care îi premiați? Am văzut aici un sistem identic cu al NBA-ului, Istvan. Sistemul identic cu al NBA-ului se referă la sistemul premierii la seniori. Același sistem există și la junior, dar încă nu am ajuns în momentul ăla sezonului în care să premiem cel mai bun marcator, cel mai bun recuperator și așa mai departe. În schimb, după fiecare turneu se alege câte un jucător, jucătorul turneului, pe baza evoluției jucătorului în turneul respectiv.
Am încercat să facem în așa fel încât din fiecare echipă să găsim un copil care s-a arătat mai hotărât, mai interesat și mai implicat în joc și întotdeauna am și reușit acest lucru. Din feedback-ul, să folosesc cuvântul, primit, am văzut că acești copii sunt foarte bucuroși de premiul primit. Da, adică nu vreau să spun despre componenta internațională, despre ce înseamnă participarea Ungariei la, la acest concurs, la această competiție, cam care sunt ecourile, reverberațiile. Copiii se bucură dacă merg într-o călătorie să joace în alt oraș basket. Știu că și eu m-am dus pe vremuri cu echipa școlii și a fost o experiență foarte frumoasă. Echipele din Arad nu ar avea posibilitatea să plece în deplasare, să zicem, la un turneu în altă parte. Pentru asta, de exemplu, este foarte bun să mai ținem turnee și în Ungaria. Evident că și numele competiției și denumirea și tot statutul competiției crește, fiind o competiție internațională. Copiii se pot întâlni cu alte culturi, să zicem, că totuși este o diferență de, nu știu, de cultură, de, nu vreau să, de perspectivă, mă, poate, perspectivă, de abordare. Așa. De abordare, da. Este un lucru care face parte din lista de îmbunătățiri pe care trebuie să le aduceți activității voastre? Ce anume? Dacă există mai multe îmbunătățiri, atunci această componentă internațională sau ieșirile în alte țări este una dintre aceste îmbunătățiri. Da, ne ajută foarte mult. Am învățat și noi mult din acest sezon de turneu de junior, pentru că ne-am întâlnit cu probleme cu care nu ne-am întâlnit până acum, fiind numai în orașul nostru. Aici cunoaștem oamenii, cunoaștem locul și dacă se întâmplă ceva neprevăzut, putem să reacționăm foarte repede și liniștiți. Dacă asta se întâmplă la 100 de kilometri distanță de casă, e un pic altfel. Necesită mai mult concentrare și din partea noastră. Am învățat mult. Apropo de îmbunătățiri, domnule Bobrovski, cam care ar fi acestea pe care ați dori să le aplicați la, la Best Basket Arad? Îmbunătățirile vin în timp. Deci, problema este că foarte multă lume își dorește totul acum, dacă e posibil, nu. Îmbunătățirile apar în timp, e nevoie de multă răbdare și trebuie să fie cât mai mulți oameni implicați în direcția îmbunătățirilor. Așa cum am spus și înainte, faptul că sunt implicați jucători și din alte campionate este îmbucurător și ridică clar nivelul. Deci nivelul s-a ridicat foarte mult, numai prin simplu fapt că au fost adoptate aceste două echipe din Ungaria, momentan sunt doar două, anul viitor s-ar putea să fie și din Serbia, o echipă sau două, deja dă o altă dimensiune lucrurilor. Campionatul, scuze. Nu se întâmplă nimic, este o melodie care ne va motiva. Da. Rol de la Queen, da. Foarte bine pe Info TV. La această oră, dragi telespectatori, ați avut și o incursiune muzicală în această seară. Dar nu-i nimica, mergem în continuare și vorbim despre îmbunătățiri, despre îmbunătățirile care trebuiesc făcute și trebuiesc făcute în continuu. Best Basket Arad, perspective de viitor, perspective de îmbunătățirea calităților jucătorilor sau a condițiilor. Poate la un moment dat putem vorbi de o sală proprie, dacă suntem fanteziști, dacă suntem foarte optimiști? Nu suntem nici fanteziști, nici foarte optimiști. Este un vis pe care ni l-am propus cu conducerea ABL-ului și nu-l vedem irealizabil. De ce nu? Deci este totul posibil, trăim în România, țara tuturor posibilităților, chiar ne dorim și ne-ar ajuta enorm de mult. Deci unul dintre impedimentele majore este lipsa sărilor de antrenament. Este o problemă cu care ne confundăm nu doar noi și restul echipelor din Arad. Din păcate, în sala polivalentă plouă,
Să nu un lucru bun pentru nu este un parchet care nu este renumit la nivel național. Da, știu, nu este bine, este chiar dramatic dacă este să o luăm așa, dar asta este lumea care ne străduim să educăm noile generații care vin și eu cred totuși că în timp lucrurile vor lua cu totul altă turnură și lumea va înțelege că fără a acorda o atenție deosebită copiilor, totul este în van. Deci totul se va termina foarte repede. Se începe entuziast, dar sfârșitul este previzibil. Dar se spune despre țara noastră că este țara începuturilor grandioase, parcursurilor modeste și finalizărilor inexistente. De obicei, în fiecare domeniu se aplică această regulă. Așa este. Din păcate, dar sperăm că se poate îmbunătăți și putem să scăpăm de această regulă de trei simplă, ca să-i spunem așa. All Stars Weekend, Andrei, ce înseamnă All Stars Weekend ABLA? All Stars Weekend-ul ABLA este practic turneul final în care se va decide câștigătorul campionatului de juniori, campionat intitulat acum internațional. Va fi un eveniment destul de grandios, făcut din forțe proprii. Va fi în 11-12 mai, în sala liceului Țichindeal, unde domnul Haiduc ne ajută întotdeauna cu mare plăcere. Și este și domnul Haiduc, un pasionat al basketului. Da, al basketului și al sportului în general. Este un susținător important al campionatului. Weekendul va fi sâmbătă, adică turneul final se va fi în weekend, sâmbătă, duminică. Vor fi sâmbătă meciurile preliminare, adică va juca locul 8 cu locul 1 și așa mai departe, iar duminică va fi meciul All Stars. Vor fi invitați echipe din Serbia și din Budapesta pentru a prezenta un meci demonstrativ, iar în finalul zilei va fi meciul final în care se va decide câștigătorul campionatului. Sperăm că vor fi cât mai mulți spectatori la acest eveniment. Dacă aș putea să mai zic o chestie. Sigur. Să sperăm că echipa Best ABLA, care l-am denumit așa, și care este o colaborare între clubul nostru, ABLA, și clubul domnului Bobrotski, să aibă o evoluție cât mai bună și să câștige campionatul. Momentan sunt pe primul loc. Apropo de nivelul la care se joacă basket în Arad, ce se întâmplă cu acest nivel jucat în ABLA? Ce înseamnă pentru orașul nostru, pentru comunitatea noastră, basketul pe care îl practicați voi? Acum o să vă spun o poveste scurtă și destul de îmbucurătoare. După meciul avut duminică în cadrul campionatului pentru seniori, m-am dus pe jos către casă și am observat că pe terenul de sport Ioan Slavici au apărut din nou, după ani de zile de lipsă, copiii care jucau basket. Asta nu s-a mai văzut chiar de ani de zile, deci era lipsă totală. Cine mergea acolo stătea pe bancă și atât. În sfârșit am putut să jucăm și noi un pic de basket afară. Am văzut niște copii care participă la turneul ABL Juniori și să sperăm că tot așa va continua în viitor și vor fi tot mai mulți. Tot mai optimiști. Pe zi ce trece, optimismul devine tot mai puternic. Este un lucru bun. Apropo de perspective de viitor, am să merg pe rând, o să vă întreb pe toți ce înseamnă pentru voi activitatea aceasta sportivă, ce înseamnă clubul vostru în următorii 5 sau 10 ani. Care sunt speranțele în momentul de față pentru un viitor incert? Viitorul nu îl putem numi incert. Noi ne-am propus un proiect pe perioadă lungă. Nu ne dorim totul astăzi sau ieri. Considerăm că a fi realist este cel mai bine, mai ales când lucrez cu copiii. Deci, proiectul nostru l-am conceput pe o perioadă de 10 ani și ne dorim ca în următorii 3, maxim 4 ani să înființăm o echipă de Liga 1, se numește acum, sună mai pompos, este fosta divizia B.
al cărui nucleu să fie format în exclusivitate din jucători autohtoni și inevitabil va trebui să aducem și un jucător, doi străini, dar faptul că suntem îngranați în acest campionat care acum ia amploare și se va întinde și transfrontalier, suntem convinși că ne va aduce sub priviri jucători de certă valoare care vor crește calitativ în următorii ani și care pot fi potențial viitori jucători ai acestei echipe. Deci, asta ar fi unul dintre obiectivele pe care ni le propunem în 3-4 ani de zile, înființarea unei echipe de Liga 1, în colaborare cu conducerea clubului ABL și mărirea masei de copii, asta ne interesează în cel mai mult, a celor mici și participarea în fiecare an la campionatul de mini-basket și de baby-basket al României. Mulțumesc, niște perspective într-adevăr optimiste, printre care cred că se va număra și o mai bună colaborare cu autoritățile și eventuale sponsorizări. Așa? Sperăm, dar problema financiară asta este o problemă care persistă în zilele noastre și nu cred că se va rezolva foarte repede. Deci asta sunt lucruri care se rezolvă în timp și în momentul în care factorii de decizie vor înțelege că investiția în copii este cea mai bună investiție, atunci am câștigat un mare pas înainte. Avem mai puțin de un minut la dispoziție, câteva perspective de viitor, o schiță pentru următorii 5 sau 10 ani. Andrei. O să reiau lucrurile foarte repede și la subiect. Deci în campionatul de senior, evident, dorim să aducem și mai multe echipe. În campionatul de junior, așa cum am înțeles, în anul viitor se vor înscrie și echipe din Serbia și, dacă ne permite timpul și bugetul, o să înființăm încă o ligă de junior pentru copii pentru generația peste 2000. Și o colaborare, bineînțeles, cu domnul Bobrovski pentru o echipă de divizia B. Am înțeles. Perspective într-adevăr optimiste. Sperăm să fie totul bine și o să te rog, István, să adresezi o invitație pentru evenimentul vostru important din luna mai. Și cu asta o să și încheiem emisiunea de astăzi. Din luna mai, referitor la All-Stars Weekend-ul pentru juniori. Vom avea posibilitatea să vedem la treabă două academii de basket de renume care au dat jucători importanți basketului mondial, cea din Budapesta și cea din Serbia. Invit pe toată lumea cine vrea să vadă un basket de copii, jucat de copii de calitate mare, să vină la sală și să ne alăture nouă. Domnilor, mulțumesc pentru scurta intervenție din această seară de la Subiectul Zilei. Vă urăm succes și nu uitați, rămâneți alături de Info TV pentru alte programe interesante. O seară plăcută, numai bine!